Salut, eu sunt Paul, iar în acest video o să trag câteva concluzii în legătură cu internship-ul pe care l-am avut la Google. Știu că fac destul de târziu acest video, internship-ul am terminat tocmai la finalul lui septembrie, dar abia acum mi-am găsit ceva timp ca să reușesc să filmez videoul. Pe lângă cunoștințele tehnice, de exemplu am învățat să lucrez cu Java sau cu API-urile de la Google, totodată am învățat și cum să scriu un cod curat și nu mă refer la ce știam și înainte, cum să indentez codul. Nu doar asta e relevant, am învățat și cum să scriu specificații la funcții, chestia asta a început să-mi deja în facultate, dar am observat că la un loc de muncă chestia asta e mult mai importantă. După cum știi, când o să lucrez ca programator, o să lucrez într-o echipă, toată lumea trebuie să înțeleagă foarte ușor codul tău, astfel trebuie să-l scrii cât mai explicit. Deci pot să zic că acest lucru mă ajută și pe viitor când o să lucrez și la alte proiecte. Foarte important este că am învățat să-mi organizez timpul și mă refer la faptul că aveam de urmat câteva deadline-uri, aveam un calendar bine structurat și știam în fiecare zi ce am de făcut. Lucram la diverse feature-uri, iar dacă aveam de reparat un bug, în cazul în care nu mi-eșea în aproximativ jumătate de oră să repar, aveam cui să cer ajutorul și lămuream situația. Deci e foarte important că nu îmi băteam capul singur mai mult de jumătate de oră sau o oră pe ceva ce nu-mi ieșea. Întotdeauna puteam să cer ajutorul, puteam să pun întrebări și aflam răspunsul. O chestie foarte importantă pe care nu o făceam înainte este faptul că am învățat să citesc documentația. De obicei când învățam o chestie nouă, mă duceam direct pe Code Samples sau căutam direct pe Stack Overflow să văd dacă cineva mai are problema mea. Dar am învățat să citesc foarte bine documentația pentru că unele întrebări nu le găseam nicăieri, ceea ce foloseam eu, am lucrat cu Search API, nu prea am găsit pe net răspunsuri la el și am avut de citit de foarte multe ori documentația ca să o înțeleg mai bine. A fost o situație puțin mai nașpa că era o chestie care nu funcționa și nu-mi dădeam seama de ce. După cum am zis și înainte, puteam să cer ajutorul cuiva, am cerut ajutorul cuiva, am început să ne gândim amândoi la problema respectivă și din nou am citit documentația. Totul era la fel cum era și în documentație, dar am aflat că funcția pe care o apelam eu nu exista în clasa de unde o apelam. Deși în documentație scrie exact cum scrisesem și eu în cod. Și până la urmă am aflat că era greșită documentația, deci există și cazuri de genul, dar cred că super rare și nu era o chestie super populară pe care o folosisem. Deci dacă sunt lucruri populare, cu siguranță documentația e corectă. Dar până la urmă s-a rezolvat, am raportat la echipa care se ocupa de documentație și codul respectiv a fost modificat. Cred că cea mai importantă chestie care mi-a rămas după internship, pe lângă experiență, sunt și prieteniile pe care le-am format. Chiar dacă nu a fost un internship în persoană, doar am lucrat online pentru echipa respectivă, totuși am legat câteva prietenii foarte faine și cu oamenii din echipă și cu oamenii din afara echipei. Toată lumea pe care am întâlnit-o era foarte pasionată de ceea ce făcea și chestia asta m-a făcut să nu fiu descurajat foarte mult, pentru că în primele zile când am început internship-ul mă gândeam că o să fie foarte nașpa, având în vedere că e ceva online și o să devină o rutină plictisitoare, dar văzând că toată lumea care lucrează acolo e bucuroasă și are un vibe foarte bun, m-a făcut și pe mine să trec peste chestia asta și chiar să mă simt ca și cum aș fi fost parte din echipă. Pentru că nu doar eu eram în situația aia de lucrat remote, toți angajații Google lucrau remote de acasă. Deci nu era nimeni la birouri. În concluzie, dacă acum 2 ani mă gândeam la chestia asta că o să am un internship la Google, că o să cunosc atâtea persoane faine, că o să am o experiență super șmecheră, cu siguranță credeam că e doar un vis. Cu siguranță aș repeta această experiență dacă se poate să fie în persoană, dar acum nu știu câte șanse sunt ca internship-urile de la anul să fie on-site, adică să fie la birou. Cred că tot remote-ul să fie. Dacă vreți și voi să participați la un astfel de internship, cred că mai sunt deschise aplicațiile pe careers.google.com. Acolo puteți să vă alegeți un internship și să aplicați. Îți mulțumesc foarte mult că te-ai uitat la acest video. Dacă vrei să te pregătești la informatică, te aștept pe infonow.ro, acolo îți putem găsi persoana potrivită să-ți atingi scopurile. Îți urez o zi faină și mult succes!